Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Am invitat astăzi, spuneam aici, ca să vă prezentăm sistemele de irigație pe care Dicorland le distribuie în România. Suntem numărul 1 în distribuția de irigații și dorim să facem tot posibilul, să cunoașteți totul despre sistemele de irigații în momentul în care achiziționați un sistem, să fie cea mai bună achiziție și cea mai bună soluție pentru terenurile dumneavoastră. Iată că ne aflăm în cel mai călduros an din ultimii 20-30 de ani de când se face agricultură, cel mai secetos și în cea mai roditoare și cu potențialul cel mai mare agricol. Scopul nostru ca și companie este să vă oferim toată priceperea noastră în a vă oferi soluții care să vă ajute într-o agricultură de precizie, într-o agricultură profitabilă, în primul rând. Și tocmai pentru asta, Dicorland, de-a lungul celor 9 ani de activitate, a încheiat contracte de distribuție cu furnizori importanți din Europa și am selectat cele mai potrivite utilaje și cel mai potrivit portofoliu de utilaje pentru mediul agricol din România. Astfel, am ajuns astăzi să deținem un parc de peste 25.000 de metri pătrați în localitatea Braniștea, în județul Galați, și un număr de peste 600 de utilaje, pentru că am înțeles o nevoie a fermierilor de a fi capabili să livrăm în cel mai scurt timp utilajele de care dumneavoastră aveți nevoie. Odată cu extinderea noastră, am deschis din anul 2020, la începutul anului 2020, un nou parc de utilaje agricole în Iași, să, de asemenea, să fim foarte aproape și să răspundem prompt nevoilor fermierilor noștri în zona Moldova de Nord. Nu a fost foarte ușor, dar cu foarte multă determinare și cu o strategie bine pusă la punct, bazată pe două idei de reinvestire permanentă a profitului și de a pune în centru atenției noastre clientul, am reușit ca în acești ani de activitate să devenim cel mai mare dealer pentru Maschio Gaspardo în România. Suntem numărul 1 confirmat de către unul dintre producătorii cei mai importanți de utilaje agricole, care, după cum știți, are o fabrică de producție la Arad. Suntem cel mai mare distribuitor al produselor Olimac, hederele de porumb și floarea soarelui, și avem planuri foarte, foarte ambițioase legate de sistemele de irigații pe care astăzi ne-am întâlnit să vi le prezentăm. Ambiții care sunt dublate de o investiție permanentă atât în asigurare de stocuri pe care o să le regăsiți. La momentul ăsta pot să vă spun că avem peste 70 sau 80 de unități disponibile pentru a fi livrate la clienți, atât tamburi cât și motopompe. Așa că vă așteptăm oricând să ne vizitați parcul din localitatea Braniștea. Și investim permanent în instruirea și calificarea colegilor noștri, consultanți de vânzări, cât și a tehnicienilor. Suntem o echipă dinamică, suntem o echipă care ne dorim foarte mult să ne dezvoltăm. Compania noastră este integral capital românesc și tot profitul și toate acțiunile noastre se desfășoară și se reîntorc în mediul de afaceri cu care în care vrem să ne dezvoltăm împreună. Acoperim 17 județe la momentul acesta. Consultanții noștri de vânzări oferă toate informațiile și toate sfaturile, atât în procesul de achiziție a utilajelor, cât și în
după achiziție. Avem o echipă de service care pune la dispoziție, livrează, transportă și pune în funcțiune în teren utilajele vândute și oferă servicii de garanție și post-garanție. Instalația din spatele meu este una extrem de inteligentă. Este dotată cu un calculator, cu un display de 7 inci, cu ajutorul căruia putem să vedem absolut toate informațiile, toți parametrii de funcționare. Dar mai important decât atât este că prin intermediul acestui calculator putem să învățăm efectiv instalația, ce vrem să facă. Trebuie să îi spunem ce vrem să facă. Odată ce am transmis acești parametri către instalație, de acolo se descurcă singură, în sensul în care trebuie să îi spunem cât de lungă este sola noastră, unde trebuie să se oprească ca să facem schimbarea de hidranți și unde trebuie să se oprească din mișcarea liniară, să facă pivotarea și să se întoarcă de unde a plecat. De asemenea, avem posibilitatea, vedem aici bazinul acesta albastru, este un bazin de 1000 de litri care ne permite ca în momentul în care irigăm să facem în același timp și fertilizare. E un lucru foarte important pentru orice fermier să câștigăm cât mai mult timp, astfel încât în momentul în care irigăm, dacă putem să venim cu un proces suplimentar, să o facem. Tocmai de aceea și acest bazin, astfel încât să acoperim două procese tehnologice printr-o singură trecere. Roțile cu care sunt dotate genul ăsta de echipamente, cum este cea de aici, sunt niște roți de 16,9x24. Am ales niște roți mai mari pentru a avea o tracțiune mai bună și în același timp pentru a avea posibilitatea sau pentru a evita, eu știu, posibilitatea de a apărea fenomenul de patinare atunci când terenul este ud. Vă povesteam că acest echipament, și m-au întrebat mulți dintre dumneavoastră cum este posibil așa ceva, vă povesteam că acest echipament este capabil ca în momentul în care își termină mișcarea liniară să poată să facă și pivotare fără să intervenim în niciun fel asupra lui. Și așa cum vă spuneam, mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat cum e posibil așa ceva. Ei bine, acest echipament, dacă ne uităm la el, are un rând dublu de diuze, de aspersoare. Pe partea stângă este un rând, pe partea dreaptă un al doilea rând. În momentul în care utilajul nostru și-a terminat mișcarea liniară și începe mișcarea de pivotare, vor intra în acțiune și al doilea rând de diuze, astfel încât să compenseze necesarul de apă din cadrul mișcării de pivotare. Instalația este prevăzută și cu un generator care asigură necesarul de putere și chiar o rezervă pentru ceea ce înseamnă această instalație. Pentru irigații, noi am pregătit astăzi toate sistemele de irigații pe care le avem în cadrul portofoliului Dicorland, atât hipodromul pe care l-am prezentat, cât și un tambur și o motopompă, și ele se vor pune în funcțiune și ne bucurăm că fermierii sunt interesați, mai ales în zona aceasta super secetoasă, unde ploaie anul acesta mai deloc și unde se simte nevoia de o revigorare și o informare mai accentuată a fermierilor. Pentru că, în general, se spune că sistemele de irigații sunt foarte scumpe, totuși haide să vedem de ce nevoie avem și ce soluții putem să vă oferim, astfel încât ele să poată fi pentru toate terenurile, pentru toate tipurile de culturi. Este și investiție pe termen lung, trebuie să subliniem asta, pentru că nu faci o investiție de genul acesta pentru câțiva ani, este vorba de zeci de ani. Este vorba de zeci de ani și este vorba de faptul că toate aceste canale de irigații trebuie până la urmă să fie puse în exploatare. În unele locuri nu există, dar în locuri în care există, în care ai practic toate condițiile, e păcat să nu o folosești și să nu valorifici ce ți se pune la dispoziție. Iar sistemul de irigații pe care noi îl prezentăm astăzi, sau sistemele de irigații pe care noi le prezentăm astăzi, sunt accesibile pentru fermierii noștri. E o zonă concurențială, pentru că sunt firme care oferă astfel de sisteme, e o zonă concurențială și în ceea ce privește celelalte utilaje pe care le oferiți. Cum se simte Dicorland în faptul că vine pe o piață în care, să spunem, există deja multe firme
Și mai ales veniți din zona Galațiului, adică e o firmă, să spunem, din afara Bucureștiului. În general, toată lumea se așteaptă ca firmele mari să aibă sediu în București. Decorland a intrat în anul 10 al activității și a reușit să își păstreze clienții și să răspundă nevoilor clienților prin seriozitate și prin parteneriate foarte bune cu producătorii. Astfel... Și foarte rapid în ceea ce înseamnă a răspunde nevoilor și cerințelor agricultorilor. Foarte rapid, pentru că am stat și am studiat și am analizat clienții noștri. Clienții au nevoie și agricultorii în general, nu numai clienții noștri, toți agricultorii au nevoie și de a obține un utilaj într-un timp foarte scurt, a obținut finanțarea, au nevoie de utilaj acum, n-au nevoie de utilaj peste 2, 3, 4, 5 luni. Și atunci am reușit să ne asigurăm un stoc de utilaje. Aducem pentru producătorii, pentru agricultori, de la producătorii noștri, fel și fel de utilaje. Cum să spun eu? E pe sistemul acela, dacă omul intră în curtea dumneavoastră, îi place și aia, și aia, și aia? În parcul nostru de 25.000 de metri pătrați de la Branișa, de lângă Galați, într-adevăr sunt expuse peste 600 de utilaje noi, în stoc, pe care pot fi achiziționate imediat și, într-adevăr, agricultorii sunt foarte încântați să vadă că au de unde să aleagă. Consilierii noștri de vânzări sunt în permanență discuție cu agricultorii, astfel încât alegerea să fie cea mai bună pentru terenul lor, pentru cultura lor, pentru zona din care fac parte, iar expansiunea noastră în acest moment este la nivelul a 17 județe, din nordul țării, Botoșan, Suceava, Iași, Vaslui, Bacău, până în Giurgiu, incluzând Prahova și Ilfov, bineînțeles Tulcea și Constanța, și ne bucurăm de faptul că suntem percepuți ca o firmă foarte serioasă, cu produse de bună calitate, cu raportul de preț și calitate extraordinar de bun. Eu cred că Decorland în acest moment este compania pe care se poate baza orice agricultor. Atât tipurile de utilaje pe care le avem în portofoliu, faptul că reușim să obținem condiții foarte avantajoase pentru finanțări, faptul că avem stoc foarte mare, faptul că reușim să facem buyback, deci vine agricultorul cu utilajul vechi și primește un utilaj nou și noi ne ocupăm de partea de vânzare a lui, sunt numai atâtea pe care le-am enumerat eu, la care se adaugă multe alte oferte speciale, promoții, sunt câteva dintre avantajele client pe care un agricultor le are ca partener al nostru. Iar cred eu că faptul că ne susțin agricultorii și reușim, cum am făcut evenimentul de astăzi, să facem pe terenul unui agricultor și să punem la dispoziție tot efortul de organizare, cred eu că se vede și se simte lucrul acesta. Suntem foarte apropiați de agricultori și ne bucură că avem un parteneriat reciproc și bun. Așa să rămâne și succes! Vă mulțumesc foarte mult! Instalațiile de irigat sunt la dumneavoastră în curte. Să înțeleg că vor rămâne o parte din ele la dumneavoastră în curte? Instalația de irigat sunt două, sunt achiziționate de mine. Deci deja v-au convins, cum s-a spune, cei de la Decorland? Da, m-au convins. Ideea este că sunt de ultimă generație, chiar este ce-mi trebuie instalația, deci sper să fie tot ok. Adică vis-a-vis de ce se vede, de cum irigă și așa mai departe, să știți că mie mi se pare destul de ok. Cât veți iriga? Ce suprafață? Cât intenționează? În cont că am achiziționat două, intenționez cu ele două pentru anul 2021 să irig în jur la 270-300 de hectare. Dintr-o suprafață totală de? De 900. Adică o treime, cam așa ceva. Anul ăsta cum au fost producțiile pe suprafețele pe care le-ați avut? Deci a fost un an dezastruos, începând de la culturile de toamnă și inclusiv cele de primăvară, lipsa precipitațiilor, cu toate că în luna iunie am avut precipitații destul de multe, în 10 zile ne-a venit 250-270 de litri, dar a fost cumva pentru culturile de toamnă mai târziu, deci prea târziu pentru ele, și pentru cele de primăvară, venind în timp scurt, apa nu absorbe face bine terenul și de mai mult decât atât avem și băltire, că s-a strâns apa într-un singur loc unde a fost mai vale și așa mai departe. Ați încercat să faceți un profil de sol să vedeți că pe la acea adâncime este rezerva de apă în sol?
Da, la momentul ăsta, acum ținând cont că am mai venit încă două ploi, avem în jur la 30-35 de centimetri de umiditate. Dar mai jos, vă spun, până la 2,20 metri e uscat tot. Aici avem și prezent și viitor. Aveți o afacere de familie, intenționați pe fiul dumneavoastră să-l țineți lângă dumneavoastră, să-l atrageți? Asta o să fie, e prematur. La alegerea lui. E prematur ca să spun că așa va fi. Ideea este că e mititel, de-abia are 12 ani, îi place. Eu sper să preia business-ul și să meargă mai departe. Dar o să fie alegerea lui, deci nu o să-l oblig în niciun caz. O să venim să-l întrebăm peste vreo 10 ani. Vă aștept cu drag. Și pentru că toți suntem la întrebări, de data aceasta vă pun dumneavoastră posibilitatea, sau vă dau posibilitatea să puneți o întrebare. Dacă ar fi ministrul agriculturii în momentul nostru în față, ce ați spune și ce l-ați întreba? Sincer, deci la momentul ăsta acum aș vrea să acord o atenție mai mare agricultorilor, pentru că într-adevăr pentru noi e un an foarte greu, deci greu, nu știu, n-am cuvinte să vă spun. Ideea este să fie prompți la ceea ce au promis că o să ne dea și mai mult decât atât să aloce bani pentru sistemul de irigat, pentru că dacă nu punem sistemul de irigat la punct, să știți că mulți dintre noi, dintre fermieri, o să închidem porțile, pentru că în ritmul ăsta așa n-o să facem nimic. Adică ne ducem, pierdere, anul ăsta e pierdere pe toată linia, deci la toate culturile. Bun, statul va trebui să-și facă treaba lui, dar în același timp va trebui și dumneavoastră să vă organizați ca și fermieri noi și în asociație de udători. Da, vis-a-vis de organizația de udători, probabil că am fost un pic inspirat, pentru că am început din 2018, dar am reușit să o punem pe picioare cu colegii din Gheorghe Lazăr, vorbim de fermieri din Gheorghe Lazăr, pentru că aici nu exista organizație. Având organizația, automat că ne-a venit și apa pe canal, investiții în sisteme de irigat n-am făcut pentru că n-aveam garanția apei, dar sperăm să fie bine. Adică, având organizația acum, avem și un proiect în derulare, depus, suntem în faza de vizită în teren și așa mai departe, sper să ne intre, avem stația de pompare aici care să o reabiliteze și să o pună la punct după ultima generație și sperăm să fie bine pentru fermierii din Gheorghe Lazăr. Vorbesc bine, că colegii după zonă au organizații și se audă mai de timp mai... Să fie verde aici, când veni să fie verde, cum s-ar spune. Da, așa este. Mulțumim mult de tot și știți, acum e o vorbă, să fie ploaie. Cam așa se spune ultima vreme. Știți că și irigatul, neavând precipitații, nu este chiar... Ploaie artificială sau ploaie naturală, dar să fie. Da, să fie. Asta e cel mai important. Sunteți astăzi la o demonstrație în care vedeți cum se pot crește producțiile. Fără apă, în curând, se pare că producțiile nu mai pot fi la un nivel bun. Da, așa se pare. Ne confruntăm cu un deficit foarte mare de apă în sol. Drept urmare, am început și noi să refacem sistemul de irigații și să încercăm să achiziționăm instalații de tipul acesta. Infrastructura primară pe care statul oferă este gata? Aveți de unde canalul principal să trageți apă? Da, infrastructura este infrastructură veche. Funcțională? Nefuncțională. Noi de anul acesta am început să o reabilităm pe banii noștri. Bun, asta e, nu-i rău. Dacă statul nu poate să facă câteodată, e bine să puneți voi mână de la mână și să faceți, pentru că altfel nu se poate. Un astfel de sistem se pretează pentru suprafața pe care o aveți? Da, chiar la suprafața care o avem ar fi necesare chiar 4-5 sisteme de acest tip ca să putem să facem față condițiilor de anul acesta. Anul acesta ce înseamnă? De exemplu, la ce producție ați avut, ce ați pus și ce ați obținut? Anul acesta, noi mergem în general pe cultura mare, ca structură de culturi. Am semănat porumb, am avut porumb la irigat, chiar de anul acesta, cu 4 tamburi, dar nu am reușit în mare parte să acoperim toată suprafața. Diferențele între cel irigat și cel neirigat? Diferențele sunt foarte mici, datorită faptului că am avut o avarie pe canalul mare. N-am putut să irigăm 2 săptămâni, iar toată munca care am depus-o până la momentul de față s-a pierdut în acele 2 săptămâni, cât n-am avut apă. Să zicem că o să fie o producție de 1 tonă, 2 tone, față de unde n-avem nimic, unde n-am irigat.
Despăgubirea noastră, aveți suprafața de calamitate, v-ați făcut procesele verbale de calamitare? Da, procesele verbale au fost încheiate prin culturile de toamnă. Le-am depus acum la APIA pentru a ne plăti calamitățile. Din ce știm, s-ar putea până la sfârșitul lunii să primim bani, bani foarte importanți pentru noi să ne salveze și următoarele lucrări de înființare a culturilor de toamnă pentru anul următor. Pe viitor se mai poate fără irigații, pentru că asta este o concluzie și mai ales fără asociere în irigare până la urmă. Nu, din punctul meu de vedere, fără irigații nu vom face agricultură. Cine, să zicem că stă la mila cerului, cum se spune la noi, să zicem că o să facă o agricultură așa, din noroc. Aveți până acum sisteme de irigații? Ați reușit să puneți pe culturi apă anul ăsta? Din păcate nu, și e foarte greu. Ce producție ați avut? Grâul s-a întors tot grâul în ferma mea, porumb undeva la 500 kg. Floarea încă recoltez și undeva până în 800 kg. Cum? Până în 800 kg la floare? Da, da, da. Față de o producție pe care o aveați în condiții normale de apă? 4.000. 3-4.000, deja 5-a parte. Vă uitați acum și vă uitați așa lung, v-am văzut, uitându-vă pentru un astfel de sistem. Va fi necesar? Adică va acoperi suprafața? Sigur că da, sigur că da. Nu mi-a acoperit toată, dar în proporție de 25% da. 25%, da? Ce suprafață aveți? În jur de 200 de hectare, proprietate 30. Bun. Aveți un astfel de sistem. De unde luați apa? Nu avem apă. Nu am sistem și n-am dus apă. E foarte greu în zona noastră acum să luăm apă. Existau canale? Mai aveți canalele vechi care au fost? Că e zona irigată, după câte țin eu minte. E zona irigată, care a fost irigată, dar canale se află la o distanță de undeva de 7-8 km de noi. Deci noi suntem undeva la 7 km de o stație și undeva de 4-5 km de altă stație. Deci noi suntem între Brăila, Ialomița și Buzău. În situația dumneavoastră mai sunt și alții, adică să vă asociați într-o asociație de udători, să încercați să aduceți un canal pentru dumneavoastră. Da, da, da. Suntem într-o chestie în care se face un OAI. Sunt vreo 6 fermieri mici, medii, cu cei mari nu prea. Cei mari deja au. Descurcați, trebuie să vă descurcați dumneavoastră, să puneți la un loc. Ăștia mari, da, sunt pentru ei. Au deja. Mi-a rămas la urmă. Fără un astfel de sistem, indiferent că e sistemul acesta cu pivotare, cu tambur sau altceva? E foarte greu să obții producții mari cum a fost anul acesta. E foarte greu. Și atunci, revenim. Faceți asociația, vin fonduri, știți că vor fi, cel puțin la nivel declarativ, în momentul de față, se vor deschide destule măsuri pentru investiții în irigații. Da. Da, accesăm un proiect pentru o stație, să o punem în funcțiune și după pentru modernizarea infrastructurii de irigații. Puteți să aduceți, de exemplu, un canal, adică terenul pe care aduceți canalul respectiv către dumneavoastră e tot din cei care sunteți în UAI, să spun. Da, e un canal, e un canal principal pe care vine apa și noi trebuie să facem pe niște canale adiacente, niște canale vechi de, cum să vă zic eu, vechi. Vechi. Nu, sunt pline de vegetație, sunt deci colmatate. Ca să bagi apă pe canalele acelea, în proporție de 80% apa se va pierde. Acum deci să găsiți un alt sistem. Alt sistem, da. E foarte greu. Da, e foarte greu. Sunt canale. Se mai poate fără irigații? Toată lumea spune că nu. Dar... Nu. V-au speriat ultimii 2 ani, nu? Nu, acum am stat bine cu producțiile. Anul acesta foarte prost. Deci foarte prost, foarte prost. Tehnologizare, tot ceea ce înseamnă lucruri noi în agricultură, trebuie să vă puneți la punct, că da, nu mai merge. Noi ca și fermieri ne-am tehnologizat în privința utilajelor, dar în privința apei nu. E un proverb. Pământul, apa, după aceea utilajele. Ați luat un pic invers, dar acum vă puneți exact. Și aranjați literele în ordine la exact. Proverb. Exact. Acum probabilitatea va fi să avem apă, dar e foarte greu. E foarte greu. Noi vă ținem pumnii și succes și, v-am spus eu, fiți cercetători, căutați, vor fi fonduri, asociați-vă și cred că veți reuși. Sigur că da, sigur că da. Mult succes! Numai bine!
Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.